Deci piesa asta a avut vreo 3-4 variante. Prima oară a trebuit să o scot cu Arkanian, după care a trebuit să o scot cu Iani și după care s-a ajuns să o scot singur peste vreun an. A fost o încurcătură foarte mare, piesa asta nu trebuia să iasă, dar mi-a plăcut atât de tare încât n-am putut să o scot. Vreau mașini, vreau să o iau cu mine peste tot unde mă plimb. Pare rău că n-am mers la fel de bine ca celelalte, dar acum o să scot și un remix cu Iani și o să vedeți că e ceva tare rău de tot. Vreau mașini, vreau să o iau cu mine peste tot unde mă plimb. Nu te mai vrea pe tine, ți-am dat moi, am făcut schimb. Nu mă mai las în pace, vreau să-i fac viața un film. Vreau să îmi vadă sutele de mii. Bă, versurile, nu știu, sunt făcute pur și simplu la plezneală. A sunat bine totul, eram în studio, am stat vreo 2-3 ore cu Arkanian, fac refrenul, l-am făcut. După care versurile le-am făcut după vreo 2-3-4 luni, ceva de genul. Aveam doar refrenul și partea aia cu tarabanele, la care o să ajungem. Și efectiv a fost așa, într-o dată, nu are o explicație neapărat. De-aia e că vreau mașini, știi ce zic? Apropo de clip, și cu clipul am întârziat mult rău de tot. Adică, gândește că piesa a ieșit acum, da? Ne-am filmat acum 6 luni, ca să-ți faci o idee. Și clipul, cu părerea mea, e cel mai tare clip din România. Nu se compară. Flexul cu tot ce poți să zici, nu există clip mai tare. Poate decât la artiștii foarte mari, gen Nane. Știi ce zic? Oh, vai, baby, te vă bine rău, niște Gucci să știi. Te cred în stare de orice păpușă, ai stil. Lasă-mă să te duc până la Bentley, tip-til cu ceas bas, te-am la mână right now, e timpul, nu te fac baby să aștepți, știi că nu știi. Deci, versurile astea a trebuit să fie gen partea lui Arkanian într-un fel sau altul, am scris-o amândoi. Arkanian a zis că nu mai poate să intre pe piesă, că nu mai vrea și le-am preluat eu, dar le-am schimbat, gen, nu s-a același versul, am luat doar început aia cu o vai baby, după am continuat-o eu. Cel mai controversat vers al meu, toată lumea crede că e despre cineva, dar chiar nu e despre nimeni. Efectiv, am dat-o să continui piesa. Sau termin mai repede, prea mă lungeam. Zic simplu, pe tine te vreau și te vreau pronto. Lasă-te purtată și goloco. Parfumul de pe topul Saint Laurent persistă. Ții minte că-ți petreci noaptea cu mister. Nu sta la vorbă, dar tu ai ceva special. Și când iese cu scandal, fi sigură că e de cancan. Ideea la versul ăsta e că de când am început să fac muzică și am început să devin cunoscut, tot ce fac este cu un risc. Dacă fac o gafă, ajunge în presă. De ce zic? La asta se referă versul. Sunt din cancan, mulți bani, nu te mii. Lasă-mă să te îmbrac în designer când te prind. Singura mea problemă e că nu am prea mult timp. Am iubire pentru ea, i-aș da totuși, ea vrea. Aici gen, am vrut să fac o chestie fix când am înregistrat versul ăsta. Vreau gen să aduc un manelist sau ceva. De ce zic în videoclip să danseze cu mine pe tarabanele alea. Îți dai seama că n-am putut, gen, la cât m-am lungit cu clipul, am vrut să-l termin mai repede, dar era o nebunie de aia de-a mea. Și oricum sună bine rău de tot cu tarabanele alea. Și acum cu piesa asta cu 100.002, după cum am spus, e piesa mea preferată, gena mea. Acum o să scot un remix cu ea de curând, cred că într-o săptămână, două, după ce iese clipul ăsta o să iasă remixul. Și fix după când pun remixul o să se anunțe albumul la sfârșitul videoclipului. Deci stay tuned.